câștigarea premiului este una dintre cele mai cunoscute metode de înșelăciune folosite de scroci, dar încă mai funcționează în rândul credulilor. În acest caz, aceștia apelează la diverse persoane, de regulă prin intermediul telefoniei fixe și sub atribuirea calității false de angajații unei societăți comerciale, anunță că au fost aleși câștigătorii unui premiu consistent în euro. Totodată, li se transmite victimelor că pentru diverse cheltuieli, impozite, taxe notariale sau de transport, onorariul comisiei de validare, deschiderea contului sau alte cheltuieli în valoare de câteva mii de lei. Pentru a nu deveni victime ale acestor infracțiuni, polițiștii recomandă cetățenilor să manifeste maximă prudență în cazul în care primesc un astfel de telefon și să nu dea curs respectivelor solicitări, în ciuda reacției emoționale de moment. Simpla utilizarea unui furnizor de servicii, de telefonie sau televiziune nu presupune înscrierea automată la un concurs fără consimțământul abonatului obținut în prealabil. Este cât se poate de clar că dacă nu v-ați înscris la un concurs, în niciun caz nu puteți fi desemnat câștigător. Nu achitați niciodată în avans sume de bani pentru ridicarea unor premii. Plata impozitelor sau a altor taxe se realizează numai după încasarea premiilor. O altă metodă, aceasta fiind ceva mai nouă, se numește accidentul. Modul de operare folosit de către infractori la comiterea de înșelăciuni prin această metodă constă în faptul că victimele, de obicei persoane vârstnice, sunt contactate de către persoane necunoscute care își declină calitatea de polițist sau avocat, după care le aduc la cunoștință faptul că o rudă apropiată a produs un accident de circulație cu victime, iar pentru a nu fi arestată sau pentru a soluționa rapid și favorabil cazul, solicită o sumă de bani. Polițiștii recomandă să manifestați prudență în cazul în care sunteți contactați telefonic și să nu dați curs solicitării de a trimite bani persoanelor necunoscute în ciuda impulsului imediat cauzat de reacție emoțională. Verificați dacă ruda în cauză a fost implicată într-un eveniment rutier. Cereți date despre unitatea medicală de poliție sau parchet unde s-ar afla aceasta și sunați pentru confirmare sau sunați chiar persoana în cauză pe numărul cunoscut de dumneavoastră. În astfel de situații, reprezentanții poliției sau parchetului nu dețin telefoanele mobile. În cazul unui accident, nu există noțiunea de plata unor despăgubiri, decât în urma unei hotărâri judecătorești în acest sens, sau dacă este făcută prin intermediul unor societăți de asigurări. Orice accident de circulație are două variante de soluționare, fie depunerea unei plângeri la unitatea de poliție care se va ocupa mai departe de cazul respectiv, fie înțelegerea amiabilă a părților, ceea ce presupune repararea daunelor folosind polița de asigurare auto-obligatorie. Dacă sunteți contactat de un binevoitor care vă apelează în numele unei rude apropiate și totuși nu ați putut verifica veridicitatea informațiilor, solicitați acestuia o întâlnire directă și anunțați poliția la numărul de urgență 112 pentru a vă acorda sprijin. Nu mergeți la aceste întâlniri decât însoțiți. Fiți atenți la persoanele cu care intrați în contact pe stradă în jurul blocului aparent întâmplător. Este posibil ca acestea să vă urmărească, să încerce să se împrietenească cu dumneavoastră și să afle detalii despre familie sau vecini.